De ton, ascultă-mă un pic. Astăzi, acum, la 6, când am ajuns la casă. Așa. Am lăsat mașina să meargă la relantiu. Da. Așa. Și am apăsat ambreiajul. Mă zic, ce s-aude tâc, 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 tâc. Și când l-am apăsat, nu s-a mai auzat tâc, tâc. Așa. Când i-am dat drumul, face tâc, 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 tâc înapoi. Dar e de la, nu e de la cutie sunetul ăla ce-a fost, ce zici, ce, de care ți-am zis eu ție. Așa. Pentru că ăla eu am schimbat întinzătorul și nu mai face, nu se mai aude sub podea. Așa. Este de la ambreiaj, chiar nu vrei să mă înțelegi? Păi și ce facem? E vina mea? Crezi că e vina mea? Nu-i lucrarea ta. Și vina mea? Păi mă, omule, dai de la ăsta zi, de la rogmentul de presiune, kitul de ambreiaj, n-are rogment de presiune. Are și rogment de presiune. Păi și atunci? Păi și atunci care e vina mea? Păi și tu nu trebuie să dai garanție pe lucrare, Andrei. Pe garanție nu poți să dau lucrare. Pe lucrare, pe lucrare. Păi dar mi-ai dat odată ce îmi dai bon fiscal, nu trebuie să dai și garanție pe lucrarea ce o faci. Păi n-am făcut lucrarea. N-ai făcut tu lucrarea? Păi dar eu nu știu ce zici tu mie că să duci când astea vin, când e problema asta, vin la duci mașina înapoi, o constatăm, facem de vin, vedem care e problema. Așa. Și-a dus cu astea. Nu înțeleg, scrii tu, mă ameniți că mă... Dar eu nu te-am amenințat, măi omule, doar ți-am... Dacă tu mi-arăți în scrisul ăla că te-am amenințat și ți-am și zis, nu o lua în gând de amenințare. Eu te-am zis în felul următor, nu-ți convine de lucrare, îți dau jumătate din chip banii înapoi și la mașina ta nu mă mai apuc niciodată. Păi dar nu trebuie să te supări, mă, Andrei, că eu ți-am dat 32 de milioane, frate. Dacă vrei, Andrei, dacă tu vrei să nu ești mulțumit de lucrare... Nu, nu sunt mulțumit deloc de lucrare, Andrei, pentru că eu te-am plătit pe tine, ascultă-mă aici. Eu te-am plătit pe tine și tu i-ai pus pe băieții ăia tineri să lucreze. Eu am palubă la mașina ta, am pus un chip de ambreiaj care trebuie să-mi vină la super ok. Ok, îți vine super ok, dar vreau să spun și eu ceva. Ți-am plătit 18 milioane pe kitul la Luc. Așa. Ascultă-mă un pic, pe Luc. Așa. Tu ce ai zis? Că l-ai dat jos și l-ai trimis la verificare, nu? Da. Așa. De ce nu mai sunași pe mine în ziua respectivă când eu te-am întrebat pe tine, Andrei, dar n-am voie să... Mașina că să pleci și nu știu ce. Andrei. Zis, ok, sax ai avut, hai să punem sax înapoi, să pleci cu mașina, să fie ok. Păi dar tu nu m-ai anunțat pe mine, omule, când ai pus sax ăla înapoi. Păi acum, așa, să te anunț că toată ziua stau eu. Andrei. Păi ai zis să, bă, omule, mi-ai zis să respect procedura de 30 de zile, mi-ai zis? Păi, zis și ți-am zis că o respect. Ai zis că o respect, bă, că trimit, că eu am nevoie de mașină. Așa. Și ți-am zis, bă, las că-ți fac eu și gata, ți-am dat, te-am pus eu bani de la Alchita, am cumpărat Alchita, am pus. Așa. Ți-am chemat. Ok, nu-mi zici nimeni chestia asta, n-ai pus, dar de ce-mi bate rugmentul, te întreb? Ok, da? Mă, Andrei. Păi tu mie, bă, stai pic, e tot de la ambreiaj, dar stai pic, a schimbat ăla și ok, stă, fii atent. Păi ambreiajul, mă, omule, chiar nu ești normal că e ambreiajul. Următor, îți zic eu în felul următor. Singura soluție, dacă nu ești mulțumit de lucrare, jumătate în bani ți dau înapoi, rămâi cu piesele și cu malocul, asta e singura rezolvare, dacă nu vrei să rezolvi... Stai un pic că nu înțeleg, adică eu trebuie să vin la tine. Așa. Și ce se întâmplă? Și îți dau poate jumătate de bani pe chit înapoi, să nu zici, bă, asta ai încă toată parcuma, abia ți-ai trimis un cont în seara asta, dacă te vrei... Nu că nu am cont, vin eu mâine la tine. Vine mâine la tine, ți-și fac o procedură, no, bine. Parcă ți-am întors, îți dau 900 de lei înapoi. Bine. Și să faci mașina, după ora 9 mă găsești acolo, îți dau bănuții înapoi. Bine, Andrei. La mine, mă, eu n-am venit la tine că mi-a băgat un preg de la pușcă să rupă 3 săptămâni. Păi dacă ți se rupea, veneai. S-a rupt, frate, că am cumpărat toate și... Stai un pic, măi, omule, că eu vând păpuș second, tu lucri cu scule noi. Asta, deci tu ce ai zis că noi, am cumpărat noi. Păi, măi, Andrei, dar e kit nou, nu înseamnă că l-ai pus second de nu răspuns de el. Nu, niciun kit nou. Înseamnă singur, a rezolvat, n-ați convit de zis, domnule, nou, dimineața, 900 de lei. Îți fac proces verbal de predare, primire, eu la lucrarea ta. Nu, așa e cel mai bine, frate. Nimic, îți dau bani, dacă nu vin o seara asta, ți dau și acum, dacă vrei, vin la Paris și îți aduc bani, că eu m-am pus pe bani. Nici la Paris, dacă vrei acum, 5 minute, la Paris, îți dau bani și la revedere. Alo, alo, da. Da, cu ce ești întâmplat? Ce să fiu? De ce ești întâmplat? E cu ce-ți desimțit? Da, seara te chem să vii să îți dau bani. Și când te-am sunat, de ce m-ai blocat la telefon? Păi, dar nu m-ai sunat tu. Te-am sunat când de pe numărul meu. Nu m-ai sunat, nu tu m-ai sunat. Andrei, este înregistrare de telefon. Bă, nu tu m-ai sunat, simplu. Dacă vrei să fii să stai de vorba pe la servis, poate 10-10, mă, pe eu, nu, vii tu la mine, cum aș știu să-ți dau eu 32 de milioane la tine la servis. Dar nu vrei să fii sunat asta. E problema ta, de avea...
Alo. Alo. Da? Alo. Domnul Andrei. M-auzi? Alo. Domnul Andrei.